Am făcut și legătura. Cum? Era vorba de o mașină care trebuie să investești banii în ea. Era vorba de la început. O cameră pentru așa materialul pentru așa funcție. Nu a zis el că nu e. Eu sunt dar cu singur. Da. Și de asta au spus ele că nu sunt singur. Cu pompa. Exact. Redresor cu pompa. Redresor. Da. Și cu preșurile din portbagaj la fel. Ce preșuri? În dimineața aia la ora 6 când a fost cu inculpatul de... Nu era cu preșurile din portbagaj și cu tubul din spate? Nu știam de fapt ceva, Doamne. Doamne, avea... Păi și ce am vorbit noi? Avea ăsta, stația aia incorporată. Păi și noi n-am vorbit. Nu mă dănuți? Da. N-am vorbit despre preș, n-am avut treabă. Nu, doar de tub de bata. Și atunci ce treabă avea? Ce treabă avea părinții mei? Vorbit... Când trebuia să mă duc acasă ca să-i cer o părere, ce treabă avea? N-ați vorbit voi de tub de bata. Eu vorbit. Asta e mișto, mi-a ajuns să mă șterg la... Păi și... N-are nicio treabă. Ei au avut... La nicio treabă, nicio săptămână. Ce acum, părinții te-ai vrut să-ți cumpere o mașină care nu pornea la mâna a doua? Nu, păi mi-a luat la mâna a doua. Era vorba, adică ai de mine, că trebuie să mă duc acasă. Cine era ea? Ce? Păi tu zici că... S-a vorbit despre băieți, era vorba despre două mașini. Două mașini, dar vreau exactul din două într-una, exact ca ăsta. Ce? Păi ce? Nu, din două într-una. Aoleu, bă, și ce interesant mi-am să vorbesc noi despre două. Bă, pe bune acum. Dacă te lasă la pană, te lasă pe geantă. Păi n-am eu treabă, ce treabă? Bă, nu vreți să-mi spuneți, dar... Ce nu vreau să-mi spuneți? E logic. Bă, dar tu crezi că eu nu... Hai să mergi. Bă, ce să zici tu acum, Simona? Că nu e adevărat, nu? Nu. Bă, ele știu. Bă, bravo. Cred că nici ele când au vorbit nu mai înțelegeați ce vreau. Dar noi știm și mai bine... Și mai bine despre cine e vorba, nu? Păi nu am zis despre Dănuț cu pornirea a doua, chiar. Mașini, cum să fie vorba despre... Aia dată nu știu, dar pe unul a spus... Două mașini, uite la aici, e Mercedes-Benz sau BMW. Ele. Dacă ne? Puneți puțin cuvintele cap la cap ceea ce discutam noi, o să vă dați seama că nu, nu vă iese nimic, așa că degeaba vă... Ați vrut să dați într-o subiect și v-a ieșit o Caterinca. Îi încalci almaua aia, voi până m-ați dat-o și în ceva. A fost la început, a pornit pe serios. La început a fost pe serios, a dat-o pe calcea mate și a dat seama că o să-și dea seama... Dacă vă dădea materialul de la început, sună cam așa. Știți cum au vorbit băieții din sezonul trecut? Nu știu ce, hai să facem și noi o chestie. Da. Și a întreabă că știi pe ăla BMW-ul ăla, păi nu știu când ce. Ziceau, eu da, da, abar n-am avem despre ce vorbim. Da, de cine e vorba. Și tu ai venit și ai completat-o. Păi da, mi-aș merge pe vorba. Dar noi nu ne înțelegeam ceea ce spuneam, noi ne aprobam și ne susțineam. Nu mă cred, nu știu de ce. Nu, eu nu. Doamne, ferească-mă, Sfântul! Păi mă, cu mă! Și-o ai mă! Și cu bun cine era, bunicul? Cu ce? Cu bun pot să fiu și-o. Vreau să spun că ai inițială în numele meu. Mercedes era cu fornirea la a doua cheie, dacă te gândești puțin. Și știi care chestia? BMW-ul vreau eu să mi-l cumpăr și Mercedes ia. Deci? Deci, în urmare, n-are nicio legătură. Mai ales când ați o vreau să-mi mai mă. Să intru în el, să mă simt bine în el. Da, în ea. Da, în el. Hai, bravo, bravo. Nu, da. Dacă era vorba doar de mașini, putea să vorbiți din start de mașini. Păi, dar noi n-am vrut să vorbim din start despre mașini, pentru că am vrut să se creeze ceea ce s-a creat la mulțumesc. Deci, vezi cu asta, basta. Vezi că are și Simona pe aici cu acțiun. Știi să gătești, nu? Da. Auză-te la ele, nu, doamne. Investiție pe termen scurt, pe termen lung. Cine? Mai băgăm și un Lamborghini și un... Nu știu, să mai băgăm depinde cum stai cu corazonul. Ce să zic? Nu are nicio treabă. Dar nici eu n-am nicio treabă. Era vorba de mașină, dacă... Da, mă, păi și când am zis că nu e de mine, că e prea puternică. Lasă-mă să se simtă. E prea puternică mașina și nu e de mine. Nu, ai zis că e prea, nu știu cum azi, prea fițoasă sau... Nu, prea puternică am zis. Ai zis altcuvânt. Nu, e prea puternică. Ai zis altceva, ai zis că nu pot să-mi
nu pot să-mi da, permit. Nu. A, dar voi cine credeți? Nu mă văd eu cu... Nu se merg, dacă nu mă văd că e prea puternică. Deci, nu mă întoarce. Păi tu ce ai zis? Mai bine. Tu ai dat un nume sau două sau ce? Da, da. Zice că vorbim. Eu am zis că vorbim, nu despre mine. Dar despre ce? Despre Dănuț. El a zis singurul băiat care a zis în emisiune și bă, deci el chiar nu are la doua cu ce a zis Carmen. În emisiune, chiar este Carmen. Da, că și ea știe. Ce sunt da, două da, nu, lucruri diferite. Exact, două diferite. Iar despre... Deci unul de nu și unul de altul. A, despre aia cu pornitul, cu nu știu ce, a fost chestia că a spus doamna Mirela, că am zis eu că e pe perioadă scurtă și că nu știu ce. Și a zis doamna Mirela, că nu pornește. Voi în discuția asta a văzut clar că v-ați referit la două persoane. Ce drept. Care păi eu știu, eu te mă întreabă pe mine, mă, parcă știu. Ne mă, te gândiți care sunt cele două persoane la care Simona și ăla făcea că trebuie? Mă, ce trebuie acolo, cât puteai putere de... Ce știa cât, că ai putere de limuzina. Limuzinele. Oare ce limuzine vor să... Ce dotări? Ce cai putere? Cât cai putere să aibă? Păi de ce au pus întrebarea aia? A, cât cai putere, da. Șase cai chiar, mă. Păi la cât ce am făcut-o? Da. Terminați-vă cu prostiile astea de copii de trece. Îmi dragul cât am râs în seara aia, frate, eram pe aici, nu mai puteam, eram pe păi și eu am râs azi, nu mai puteam. Era imediat. Da, nu. Când ai auzit-o ce? Când am auzit de Maci. Ce zăpticiți? Și ce scenarii v-ați făcut chiar da. Ce? Ce scenarii, la ce concluzie ați ajuns? Păi n-am ajuns bun la nicio concluzie, bă, drept dovadă că am vorbit cu voi aici, direct. N-am vorbit cu nimeni astăzi despre subiectul ăsta. Și nici nu o să ajungeți la nicio concluzie, vă garantez eu că nu o să ajungeți la nicio concluzie. Da, că nu... Că nu vreți să recunoaște. Păi, dar n-avem ce să recunoaște, dacă noi v-ați spus. Leagă funia de a ta, de a lui Simona. Tu ești cu fixul. Să leagă să leagă amândouă. Și eu sunt. Să legați-o și pe amândouă una de alta, ca să nu rămâneți în pană. Vă trageți una pe aia. Păi da, cum ai, nu, că noi vorbeam că să fim singure în mașină. Știe și el de-a face pe... Dacă eram amândouă, reparam pana, înțelegi? Păi și nu, dacă eram amândouă, luam decât o singură mașină. Ea își dorește... Păi da, nu, că mă duceți la reprezentanța amândouă. Nu-și dorește, îmi dorea. Dacă mă gândesc, nu mai doresc. Nu vreau să-mi iau nou. Eu nu vreau să-mi iau nou. Nu vreau să-mi iau nou. Ce? Nu-mi iau nou. De la mâna a doua, la mâna la treia. La vreo 32 de ani. La vreo 32 de ani așa. Nu, 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 nu. Băi! La 32 de ani. De ce mă pe ce ești? La vreo 32 de ani. La a doua cheie măcar. Dar știi cum pornește din prima? Îi schimb bateria. Îi schimb bateria și frumos pornește la... Păi da, dacă nu îi se potrivește bateria, poate nu vreau să investesc. Nu îi se potrivește bateria, tot degeaba. Dacă îi dai din 80 și mă pic, păi ce Mercedes voi luați bă? De, din ăla. De, clase, bă, de 124. 2006 sau 2001? 2001. Da, 6 drepturi. Și ăla e ursulețul. Cum ai scălat un microfon, așa îl ții? Da. De ce? În sus. Păi da, mă jenează, nu văd dacă îl țin. Măcar, lasă. Dar lasă-l așa. O cataragă de mașină. Eu am dat 2000. Da, 2-3 mii. Nu se merită să vă mai luați mașini de... Păi de asta vorbeam noi, că nu se merită. Păi știu, la... Dacă am mai ducea... Nu, că aveți mai să scrie, știi? Cât e? 512. Și asta... Peste 2005, copii. E până în 2000. Îți o mașină. Da. Cel mai mic, da. Păi ce aveți, mă, cu 2000 de al vostru? 2001, 2002, 2003. Păi e mașină de... de 15 ani, deci trec da, pașpe. Da, scade, scade 2002, păi asta era prima, că nu știam care e ori aia de 2000, ori aia de 2001. Păi mai ales pentru voi, că se spete, vă trebuie ceva micuț. E 412, dacă iese de 2000. Un 4 e bun, alăși bune ca mașină. Și să ales 2000, 2800. Și eu vreau să am o mașină. Dar eu nu vreau, dacă a luat fratele meu permisul, dacă o să ia fratele meu permisul, o ia el pe asta, că mie nu-mi place, că e prea mare. Ce mașină? Bora cu Bora. Bora? Păi și e mare Bora? Mie nu-mi place, nu pentru mine. Și vreau să-mi iau... Luați-vă un Opel Corsa, luați-vă un altceva. Nu s-a dat în viață. Sau un BMW. Bă, mașini bune. Bă, eu mi-aș lua, dar e prea scumpă la întreținut. Scumpă întreținere. Da. Nu, e nașa. Și mai place ăla Fabia. Mie îmi place Golf. Ford. Hei, mă încurci! Și să-i pun... Sau a 4 ăla mai vechi. Ce e cu cazanul ăla? Ăla e cazan de mașină. Da, nu știu, nu mi-am acum dat-o la fel.
Nu avem decât de 3.